Darius, fetii, Darius, nu l-a scutoscut până acum, el va fi viitor fiu. Domnul să mi-l binecuvinteze. Amin. Păi eu știi ce-ați zice? El o să căsătorească cu Lorena și vreau să-i prezint acum înaintea dumneavoastră. Vă rog să treceți aici în față să vă vadă pe amândoi, stați unul lângă altul. Deci în data de 11 vor avea căsătoria, putem să zicem toți, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și pe ai dumneavoastră. Amin. Domnul să-i ține legământ toată viața cât vor trăi. Și în veșnicie să fim cu toți dinpreună, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Ca atare, poftiți fiecare la locul vostru, rămâneți în Domnul, Domnul să rămână în voi. Amin. Cred că azi e o prezentație la Bistrița, deci ei se vor duce, se căsătoresc, acolo va fi nuntă la Bistrița, căsătoria la asta civilă va fi aici, în Deva, dar ei vor fi la Bistrița. Mai bine zis, la Oradea încă un an. Că Lorena încă nu a terminat facultatea, ca atare încă mai un an, iar după aceea Domnul să-i folosească. Amin. Dragii mei, fiți cu inimă veselă, bucurați-vă și cereți de la Domnul, fiindcă Domnul nu-i zgârcit. Știi cum dă El? Știți cum dă? Cu mână largă. Amin. Să fie Domnul. Ca atare dumneavoastră cereți, că Dumnezeu dă, numai să fie plăcut înaintea Lui.